Sper că se vede cât de cât, dar cum ziceam, nu, important e nu ce am de să mă vedeți, ci ce am de spus. Vineri seară, la sfârșitul ședinței de tranzacționare, în ultimele 10 minute, un sfert de oră, Tesla, care ajunsese la 680 de dolari, a scăzut brusc în 2 minute la 600, la 600 și vreo 25 la un moment dat de dolari. După aceea a crescut din nou la 650, apoi la 680, iar a scăzut la 640, iar a început să crească și nimeni nu mai știa exact ce se întâmplă. Toată chestia asta a fost de la faptul că de luni Tesla va fi inclusă în S&P 500. Și Tesla este o companie la care prețul acțiunilor variază după modelul buy the rumor, sell the news. Adică, da, cum se anunță ceva interesant, un catalist bun, crește prețul. Când într-adevăr se îndeplinește ceea ce se anunță, există un sell-off și uneori prețul poate să scadă destul de mult. S-a întâmplat chestia asta și în vară, când Tesla anunța că va face o emitere de acțiuni ca să strângă 5 miliarde de dolari. Imediat ce a anunțat, prețul a crescut. După ce s-a făcut emisia, au subscris cei care au vrut să cumpere acțiuni și s-a încheiat în finala că a scăzut prețul cam cu 30%. A fost cam în aceeași perioadă în care s-a făcut și reverse split-ul, pentru că ajunsese la 2000 de dolari o acțiune și au făcut un reverse split 1 la 5 sau 1 la 4, cred, și ajunsese la 500 după ce s-a făcut reverse split-ul. Acum, în after hours, în final, prețul a crescut înapoi și e cam la 680 rămas. A fost un spike mic, deci cine se uită pe grafic o să vadă că maxim a fost 695, dar au fost doar la 695 au fost câțiva nefericiți care au cumpărat, nu foarte mulți, foarte puțin a stat prețul la 695 și în general nivelul a fost 680. Luni rămâne acum de văzut ce se va întâmpla dacă teoretic va fi totuși în continuare un sell-off și va cădea prețul până în jur de 600 sau chiar 550. Personal, la ceea ce am văzut vineri seara, mă îndoiesc că luni o să mai poate cineva să dea jos prețul. Chiar dacă vor mai fi selleri, cred că vor fi și destui buyeri și prețul nu va scădea. Va fi probabil tot o volatilitate serioasă. Dar bănuiesc că sub 650-640 nu o să scadă și s-ar putea să revină înapoi sau să mai stea pe la nivelul ăsta, după care dacă nu apar alte informații, news-uri negative, s-ar putea să ducă înapoi spre 700 de acum. Și vedem ce mai va mai urma după earnings report-ul din ianuarie. Cam asta, așa, și revenind. Dacă Tesla va avea o cădere luni, s-ar putea ca și celelalte firme care sunt în domeniu EV, ce mă refer la cele chinezești în special, NIO, XPeng, Li Auto, Kandi, să aibă și ele oarecum un sell-off pe chestia cu sympathy momentum. De obicei, în ultima vreme, cam așa s-a întâmplat. Dacă Tesla a scăzut,
au scăzut în general și celelalte firme. Dar pentru cei care au investit deja în NIO, dacă scade prețul totuși ca urmare a faptului că există un sell-off pe Tesla, eu îi sfătuiesc să nu se impacienteze și să nu se sperie foarte mult, pentru că asta, dacă e, va fi temporar, va fi câteva zile maxim, după care prețul, deci fundamentele lui NIO nu se schimbă, că există un sell-off pe Tesla. Dacă NIO raportează vânzări bune în decembrie și la NIO Day vin cu ceea ce ne așteptăm, cu anunțuri noi, o nouă mașină, eventual anunț de extindere înspre Europa sau înspre Statele Unite, prețul probabil că se duce înapoi la 50-57, cât e maximul, s-ar putea să treacă, să meargă înspre 64-65 sau chiar mai mult. Deci cine a cumpărat și intenționează să țină la lung, părerea mea că nu, să nu-și facă probleme. Chiar dacă va fi o scădere acum, nu e un lucru care să te determine să vinzi, pentru că își vor reveni, prețul își va reveni înapoi.